Experimentul temnițelor și a muncii forțate din perioada comunistă a însemnat distrugerea clasei politice interbelice, eliminarea elitei intelectuale, dar și încarcerarea unui număr mare de țărani și preoți ortodoxi și catolici. Pe întreg teritoriul României sunt zeci de astfel de închisori, însă astăzi o să mă opresc la Fortul 13 Jilava, locul unde o pagină neagră din istoria României a fost scrisă. Fortul 13 Jilava a fost construit ca parte a cetății Bucureștiului, reprezentat printr-o centură de apărare cu forturi și baterii care înconjoară Bucureștiul. Sistemul de apărare a fost construit între anii 1870 și 1890 la sugestia regelui Carol I pentru a apăra Bucureștiul în eventualitatea unui atac otoman. Fortul a început să fie utilizat ca închisoare politică odată cu răscoala din Flămânzi din anul 1907, când aici au fost aduși primii deținuți proveniți din țăranii răsculați, urmând să intre în subordinea statului major al armatei, devenind închisoare militară. Și tot ce a urmat după această perioadă, devenind o parte tristă și cruntă a gulagului românesc. Una dintre cele mai negre zile din istoria fortului a fost noaptea dintre 25 și 26 noiembrie 1940, când poliția legionară a ucis un număr de 64 de deținuți în frunte cu Mihail Moruzov, șeful serviciilor secrete. Aceste asasinate au avut loc în urma anchetei uciderii liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu și altor 13 legionari de către jandarmi în timp ce erau transportați către închisoarea Jilava. Tot în acea noapte au fost deshumate și cadravele celor 14 legionari uciși. În anul 1946, la Jilava, a început judecarea lotului marilor criminali de război, în frunte cu mareșalul Ion Antonescu, fost conducător al armatei, Mihai Antonescu și Gheorghe Alexianu, urmând ca aceștia să fie executați în Valea Piersicilor, lângă penitenciarul Jilava. În perioada comunistă, la Jilava au fost aduși deținuți condamnați pentru spionaj, crime de război, organizații anticomuniste sau trădători de patrie. Iar din anul 1949, odată ce Nicolae Moromete ajunge la conducerea penitenciarului și aplică un regim dur și abuziv deținuților politici, contribuind astfel la moartea și pierderea sănătății unora dintre ei. În care deținuții ajungeau în penitenciar, erau obligați să treacă printr-un tunel format din gardieni înarmați cu băte, coze, topoare sau bastoane de cauciuc. În timp ce aceștia treceau, gardienii îi loveau în cap, astfel încât niciun deținut nu scăpa nebătut. După erau duși în camera de percheziție, dezbrăcați și lăsați pe ciment, în cele din urmă erau duși în celulă. Celulele aveau două rânduri de paturi suprapuse, iar deținuții nou veniți dormeau pe beton. După ce se elibera un loc, deținutul a avansat pe primul nivel și apoi pe al doilea nivel. Ziua unui deținut începea la ora 5 dimineața și se termina la ora 22. În tot acest timp, deținutului îi era interzis să se așeze în pat sau să se rezeme de perete, trebuind să stea doar în picioare. Cei care nu respectau regulile erau duși în camera de pedeapsă, care consta într-o cameră subterană din beton și fără ferestre. Aici deținuții erau dezbrăcați și ținuți la temperaturi de sub 0 grade. Iar ca să supraviețuiască, aceștia se luau în brațe și alergau în cerc. În timpul plimbărilor în aer liber, care aveau loc odată la două săptămâni și durau 15 minute, deținuții erau obligați să meargă în șir indian, cu capul în pământ și cu mâinile la spate, astfel încât să nu fie văzuți de deținuții din celelalte celule. O modalitate sadică de distracție a gardienilor o reprezenta baia, unde alternau apa rece cu cea fierbinte. Dar într-un spre baie, deținuții erau obligați să alege printre două șiruri de gardieni care îi loveau cu bâte. Cei tineri scăpau mai ușor pentru că erau mai rapizi, însă pentru cei bătrâni erau mult mai greu.
În ceea ce privește mâncarea, rația de pâine era de 225 de grame pe zi. Dimineața primeau un terci cu mălai amestecat cu apă, iar la prânz un fel de ziamă unde pluteau boabe de orz și frunze de varză. O dată pe săptămână, aceștia primeau o supă de mațe în care se regăseau dinți și buze de miel sau vițel, iar cina consta într-o fiertură de orz. De-a lungul timpului, la Jilava au avut loc multe abuzuri, însă acum o să reamintesc doar câteva dintre ele. Un episod cumplit s-a întâmplat în timpul unui proces, când unul dintre deținuți a leșinat. Judecătorul a întrebat dacă era bolnav, iar ceilalți au spus că erau istoviți și nu au mâncat nimic de dimineață. Judecătorul a cerut celor din sală să aducă mâncare și să o împartă deținuților, însă gardienii care îi însoțeau au spus să nu se atingă de mâncare sau vor fi pedepsiți. La întoarcerea în penitenciar, aceștia au fost băgați într-o cameră subterană, fără ferestre, din beton, de unde picura apă, și au fost lăsați acolo 3 zile, la temperaturi de sub 0 grade Celsius. Iar în tot acest timp, conducătorul închisorii Moromete venea doar să se intereseze de cei care au murit. Un alt episod cumplit s-a întâmplat în timpul unei ieșiri în aer liber, când unul dintre deținuți, fost major, a leșinat și nu se mai putea ridica de jos. În tot acest timp, un gardian îl lovea cu picioarele în burtă, până când pielea acestuia a crăpat și intestinele au început să se reverse. Doar în acel moment, gardianul s-a oprit și deținutul a fost transportat la spital. De pedepse grave aveau parte și cei care țineau prelegeri și conferințe. Printre cei pedepsiți se numărau profesori universitari, doctori sau persoane cu funcții înalte. Însă nu o să vă povestesc acum prin ceea ce treceau, tot ce vă pot spune e că e greu de imaginat. Închisoarea Jilava, în timpul lui Moromete, nu a fost un loc unde deținuții să-și spășească pedeapsele, ci mai degrabă, pentru unii a însemnat iadul, iar pentru alții, mormântul. Dacă Vișinescu a fost judecat pentru crimele sale, e bine, Moromete nu. Nimeni nu știe unde a murit sau unde a fost înmormântat. În perioada 1948-1964, regimul de detențiile de la Jilava a fost unul de exterminare a deținuților politici, unde specifică era bătaia, tortura și înfometarea celor închiși. În medie, unui deținut îi revenea undeva la 30 de centimetri pătrați. În 1989, la Jilava au fost închiși ultimii deținuți, iar după anul 1990, închisoarea a fost abandonată și folosită ca depozit de materiale. Informațiile prezentate sunt bazate pe cartea Dicționarul Penitenciarelor din România Comunistă, unde o să găsiți informații mult mai detaliate dacă vă pasionează acest subiect. Iar dacă doriți să vizitați Fortul 13 Jilava, este important să știți că mai întâi trebuie să faceți o cerere către Penitenciarul Jilava cu motivul vizite, iar în interior este interzis intrarea cu telefoane și alte lucruri interzise în penitenciare. Chiar sunt curioasă dacă vă plac subiecte de genul, deoarece aș vrea să mai fac asemenea videoclipuri. Vă rog să-mi scrieți în comentarii. Iar dacă v-a plăcut, știți foarte bine ce aveți de făcut. Loviți butonul acela de like și abonați-vă pentru ca acest videoclip să ajungă la cât mai multe lume. Eu sunt Roxana și ne vedem data viitoare!